Sunteți pe canalul Anabela Show și astăzi, dragii noștri, vom deschide o nouă minge LOL Surprise și această serie este seria numărul 3 nou-nouță și sunt bebelușii la fetițele din seria numărul 2. Dar până începem, noi aveți 3 secunde să ne dați like. 1, 2, 3. Cei care nu ați reușit, continuați să ne dați like, apăsați pe butonul de subscribe și pe clopoțel și noi avem o carte și un șarpe. Avem o carte și un șarpe. Nu știu ce poate fi. Nu știu ce poate fi. Vedem acuși. Următorul indiciu este chiar aici. Ce face? Bănuiesc eu că-și schimbă culoarea în gheață. Bănuiesc eu, scâmpița, că-și schimbă culoarea în gheață. Apoi vedem, a doua hârtie pleacă și ultimul fermoar, îl deschidem. Haideți să vedem ce este. Sunt și eu nerăbdătoare să văd. Așa. Este cărculia care ne indică totul despre păpușelile noastre, bebelușii, surioarele noastre. Și să vedem carte și șarpe. Chiar nu știu ce poate să însemne asta. Hai să vedem acuși. Să deschidem inițial aici. Prima surpriză. Să vedem ce poate fi. Oh! Ia uitați-vă. Nu știu cum se cheamă. Este asta care... Stați un pic, da, de jucat în jocuri electronice, da? Jocuri de calculator, ia uitați-vă. Este o tastă, o mini-tastă, să-i zic așa. Așa, următoarea surpriză, să vedem. Aha, este aceasta de agățat la chei, chestiuța asta de agățat la chei și bănuiesc că păpușa se pune în căsuța ei și putem să o purtăm cu noi la chei dacă ne este foarte dragă. Așa. Și să vedem aici. Asta am văzut-o. Și să vedem păpușica. Aha, mai avem o surpriză. Da. Iarăși această șapcă. Eu nu știu ce să fac cu ea. S-am mai deschis. Un ghiozdan. Gamer Girl. Punem aici, bănuiesc eu, aici și închidem ghiozdanul. Ia uitați, este un ghiozdan. Interesant. Așa. Ghiozdanașul nostru s-a închis și aici trebuie să fie păpușica noastră. Este o negresă. Uitați-vă ce este de drăguță. Oi, dar cine este ea? Eu mă duc să aduc un bol cu gheață, pentru că iar schimbă culoare. Mă întorc imediat la voi. Da, Anabela? Mă întorc imediat să o punem în bolul cu gheață, evita mea. Hai, până ce te joci cu această păpușică, bine? Hai, scumpa mea. Mami se întoarce repede. Eu am adus un bol cu apă rece și gheață și... Vrei să o punem aici? Uite, are părul roz și chiloția e de culoare galbenă. Hai să o punem și voi copii uitați-o la ea? Să punem aici? Să vedem ce se întâmplă. Wow! Ia! Ce frumoasă! Bănuiesc și voi o vedeți pe acolo. Da, uitați-vă! Jumătate s-a transformat. Ui! Și dacă ieșim repede, se colorează înapoi. În culoarea mov. Jumătate din părul ei a devenit mov. Ce frumoasă este! Uitați-vă! Jumătate este mov și jumătate roză. Și dacă o atingem, dacă o încălzim un pic, ea iarăși este de culoare roză. Să o mai punem o dată! Da, slime-urile. Dragii noștri, dar foarte mult dorim, noi nu avem experiență cu lor și foarte mult avem nevoie de ajutorul vostru. Deci nu înțelegem a cui surioare ea este
și care ar fi indiciu ca noi ușor să le găsim pe surioare după cărțile pe care o primim. Și încă o întrebare avem, asta ce indică, iată, cărțulie și șarpele, chiar nu știm. Și vă vom fi foarte recunoscători dacă ne ajutați, că nici Bogdanel nu se pricepe, el se pricepe foarte bine în mașini, dar în păpuși mai puțin. Dar noi cu Anabela nu ne pricepem în păpușelele LOL, dar vrem foarte mult... Anabela, poți să te așezi. Dar vrem foarte mult să ne spuneți ce înseamnă și acest ghiozdănaș. Scrieți-ne, vă rog frumos, în comentarii dacă ceva noi n-am făcut corect, să facem data viitoare corect și dacă doriți să mai deschidem păpușile LOL. Te-ai dorit, Anabela, să mai deschidem? E de când le-a primit în blabă cu ele, toată casa nu le lasă. Și acum am hotărât să le deschidem. Și dacă ceva nu am făcut bine, să ne scrieți. Noi vă pupăm, vă îmbrățișăm. Pa, pa, pa! Pa, pa, pa! Și cum să o cheme pe fetița noastră? Și dacă ea are un nume sau dacă nu, să-l dăm noi tot. Scrieți-ne în comentarii, vă rugăm foarte mult! Pa, pa, pa! Da, Bogdanel! Pa, pa, pa!